asta să-și revină și să aibă un cuvânt de spus. Sunt trist că România anului 2016 este din ce în ce mai evident, sau în România anului 2016 este din ce în ce mai evident că românii au ajuns un fel de slugi ale puterilor străine. Încep să mă gândesc dacă nu cumva, în momentul în care ne-am rupt de Moscova, trebuia să rămânem rupți și de Uniunea Europeană. Astăzi am auzit că premierul Marii Britanii a obținut o mare victorie în ideea în care are Anglia un statut special în Uniunea Europeană. Ceea ce nu mi se pare normal, pentru că asta nu contravine flagrant principiilor lui Adenauer și Robert Schuman vis-a-vis de crearea acestei Uniuni Europene. Americanii mai nou cumpără zeci de mii de hectare de teren. România e vândută la bucată, iar națiunea română este înlăturată de la dreptul ei inalienabil de a trăi independent și suveran pe acest teritoriu, lucru care, din punctul nostru de vedere al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, este inadmisibil. Tocmai pe aceste principii ne orientăm politica. Principiile naționale este o rușine pentru cei care au aruncat în derizoriu cuvântul național. Cuvântul național sau sintagma naționalist nu reprezintă ceea ce au învățat sau ne-au dus istoria în față. Național socialismul, naționalismul exagerat al lui Stalin și așa mai departe. Naționalismul românesc înseamnă patriotism. Înseamnă dragoste de poporul tău, dragoste de ceea ce ai tu ca teritoriu național al tău. Nu trebuie să ne fie rușine de această sintagmă și noi o vom promova mai mult ca oricând de acum încolo. Un alt aspect care vreau să vi-l subliniez vis-a-vis de principiile pe care ne vom axa întreaga politică este principiul creștinismului, a apărării valorilor creștine. Asistăm din ce în ce mai tare la invazia musulmană, la invazia curentelor anticreștine. Și aici când vorbesc despre creștinitate, vorbesc despre biserica sau despre tot ceea ce înseamnă creștin, ortodox, catolic, neoprotestant, protestant și așa mai departe. Marea greșeală, în opinia mea, a fost făcută atunci când s-a creat Constituția Europeană, că s-a exclus sintagma de Europa este un teritoriu creștin. De aceea, noi vom apăra valorile creștinismului, dar nu aș vrea să fie confundată denumirea creștin-democrat, denumire politică pusă în 1987, în denumirea partidului de către seniorul Coposu, cu o acțiune dogmatică, religioasă. Creștin-democrația pe care o promovăm este un curent politic pentru noi și pentru cei care trebuie să știți. Și închei prin a spune că recent citeam pe rețelele de socializare că România și românii trebuie să lupte pentru reîntregirea națională, ca să trăiască în granițele istorice, este ca un fel de a 11-a poruncă în decalogul politicii românești. Am citat din seniorul Corneliu Coposu. Eu cam atât am vrut să vă spun, stimați prieteni, candidatului nostru, domnul Ionescu Lucian, pentru că ar trebui să revenim cu picioarele puțin pe... Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat invitația noastră. Lucian, pentru cei care mă cunosc și cei care nu m-au cunoscut până acum, am 38 de ani, sunt căsătorit, tatăl unui copil frumos, năzdrăvan, de 2 ani și 9 luni, am o soție minunată, o familie la care țin și care m-a determinat să fac pasul spre această familie, spre acest partid. Sunt rășițean de mic,
am copilărit aici, școala gimnazială am făcut-o la General 2, liceu în Reșița, studiile universitare le-am făcut de asemenea tot în Reșița. Sunt mândru că le-am făcut aici și nu mi-este rușine cu ce s-a întâmplat acum la universitate. Consider acest în ultimele 5-6 luni ce s-a întâmplat la universitate, consider că, este un accident și cine vrea să învețe ceva sau vrea să-și facă o carieră, va putea și de la Reșița. Activitatea profesională am început-o în anul 2000 cu o activitate de administrare de clădiri și imobile, desfășurată până în anul 2005, de când activez ca inspector la Direcția de Patrimoniu a Consiliului Județean. La această Direcție de Patrimoniu am desfășurat diverse activități, printre care cea mai importantă și în cel mai mare timp, în cea mai mare măsură, m-am ocupat de drumuri. În prezent, din lipsă de personal, sunt la serviciu de taxe al acestei direcții și operez în acest serviciu. Legăturile mele cu această familie anul trecut, 2015, am victori și de la care am ce să învăț. Aici am libertatea de exprimare și libertatea de a face ce gândesc. La celelalte formațiuni care le-am întâlnit până acum, sau am reușit să le... În luna noiembrie, la Congresul Județean, am avut plăcerea să cunosc președintele partidului pe țară, domnul Aurelian Pavelescu, și în urma unor discuții de 2-3 ore, să zic, am luat în calcul această candidatură a mea pentru... Auzindu-ne la telefon în luna decembrie, sfătuindu-mă cu secretarul general al partidului, care este din Timișoara, din Dumbrăvița, am ajuns la concluzia că trebuie să fie o locomotivă pentru acest partid și pentru tot tineretul din Reșița. Ce mă leagă acum de acest partid, eu făcând parte doar de 5-6 luni, mă leagă niște ținte comune și în care chiar mă regăsesc. Familia, la care eu țin foarte mult, și ca proprie familie, și ca familie în societate, morala creștină și patriotismul, pe care vă spun sincer și cu durere, nu-l mai regăsesc la mulți dintre tinerii și care chiar îmi sunt apropiați, prieteni, cunoștințe. Acest patriotism a fost și motivul pentru care am ales să rămân în Reșița și să-mi întemeiez o familie în Reșița. V-am spus, am o soție minunată, am reușit astăzi, că a renunțat la o țară cu mine, pentru Reșița, să întemeiem o familie și să arătăm altceva în acest oraș. Consider că valorile care le mai are Reșița, dacă le risipim și pe acelea, orașul nu mai are niciun viitor. Acum, referitor la lupta mea pentru Reșița, pentru acest oraș, nu vreau să mă lupt pentru un scaun, pentru o funcție. Vreau să mă lupt pentru o Reșiță care să aibă un viitor. Acest viitor și pentru mine, dar în special pentru copiii mei și ai dumneavoastră. Ca ținte vă pot preciza foarte multe, dar aș vrea să mă limitez cam 3 ținte ce consider eu personal că trebuie atinse de următorul primar al municipiului.
condițiile, vă spuneam de familie, condițiile ca o familie să existe nu sunt în prezent îndeplinite. Reșița nici n-ar trebui să se numească oraș european. De ce? Este o condiție de bază ca să ai apă curentă, menajeră și canalizare. Noi în prezent nu avem pentru toți locuitorii Reșiței aceste servicii. A doua țintă de care aș vrea să mă ocup în următorii 4 ani este infrastructura și aici fac referire la străzi și nu mă refer doar la bulevarde, nici chiar intrările în oraș nu sunt cum ar trebui să fie. Nu mai vorbesc de orientare, nu mai vorbesc de semnalizare. Și atunci pentru a face din Reșița un oraș mai atrăgător, va trebui să lucrăm la aspect, la străzi, la trotuare. Dacă reușim să facem o Reșiță mai atrăgătoare, sigur vom fi mai aproape și de investitori. Nimeni nu îți bate la ușă dacă nu arăți bine, dacă nu ai ce să-i oferi. Și nu mă mai refer la alte motive care le știm cu toții, de ce au venit investitorii, au plecat sau... Aș vrea să mă refer doar strict la mine și la puterea mea, la ce-mi doresc eu de la Reșița. Referitor la o Reșiță curată... Nu, revin la cea a doua. A treia este cu investitorii. Dar am mai multe de spus despre Reșița curată, care, din punctul meu de vedere, nu satisface nici ca aspect al amenajării, nici ca și colectare a gunoiului. Dacă vă uitați la toate spațiile de colectare, nici nu sunt cum trebuie, nici nu sunt amenajate cum trebuie. Nu mai vorbesc că în anumite zone ele poate nici nu există sau sunt prea rare. Acum, calitățile nu vreau să mi le exprim eu, mi-ar face plăcere. Colegii mei de partid să spună ei câteva calități ale mele pentru care m-au ales și au vrut să fiu eu reprezentantul lor pentru Consiliul Local. Și primul cu care am luat contact când am venit în această organizație este domnul Dorin Militaru. Cu el am avut primele discuții și mă bucur și chiar am onoarea să candidez pentru Consiliul Local Reșița. Dar de data asta diferența se vede foarte clar, pentru că noi venim cu un om de data asta la candidatura primăriei Reșița, care chiar că e surpriză, el n-a mai participat sub nicio formă la vreo activitate politică, pe când dacă noi uităm și la lista lansată de către colegii noștri în ale politicii liberali ca propuneri pentru Consiliul Județean, așa am înțeles că este, e plină de oameni care sunt cunoscuți ca fiind cu ștate vechi în politică. Asta este realitatea, domnul Nafir. Dorinel Munteanu. A, bun, Dorinel Munteanu nu l-am văzut pe listă, de aia spun. Eu am citit acolo de Claudiu Dolot, de Surdu, de... Dolot e pe loc neeligibil. Bun, dar e acolo, în lista aia. Deci aici chestia, am citit de ăsta, de, cum îi spune, de Iaro Marșalic, deci oameni care au mai făcut politică. Din punctul meu de vedere, ceea ce lansăm noi astăzi la Reșița este un om care n-a mai făcut politică. A lucrat mult în administrare, către administrație, trebuie să spunem asta, ceea ce îl recomandă din punctul nostru de vedere. Îl mai recomandă ceva pe domnul Ionescu Lucian. Îl recomandă faptul că este tânăr, domnul, la 38 de ani. Mie mi se pare că face parte din generația celor care
ar cam trebui să se implice total în politică. Adică oameni ca mine, ca domnul Militaru, ca domnul Dia sau ca alții care avem vechitate în ale politicii și suntem veniți dinainte, ar cam trebui să fim dați la o parte de oameni din generația 30. M-au întrebat ce zice domnul Nafiru, vor legătură directă cu calea ferată. Acum nu știu ce pot eu să promit sau ce să spun acum referitor la UCMR, care nu este strict legat de primărie. Consider că toată forța politică județeană ar trebui să facă un front comun și să deblocheze acest UCMR. El reprezintă undeva la 50 și ceva, 60% din suprafața Reșiței, așezată chiar în interiorul Reșiței. Cum ați spus, putem să ne dezvoltăm în afară, trotuare, băncuțe, dacă nu se va face ceva cu UCMR-ul, Reșița nu va arăta prea curând, prea bine. Dar asta consider că nu depinde numai de mine. Ceva depinde de mine. Sigur voi face și sigur voi ajuta. Eu acum pentru investitori sper măcar platforma sau alte zone care pot să le dezvolt. Dar m-aș bucura dacă am reușit și această deblocare a UCMR-ului, dar care nu am un plan în prezent pentru ea, pentru că nici nu am fost implicat, nici nu am lucrat vreodată la UCMR să am detalii de acolo, dar într-o eventuală... Aș vrea să înțelegeți că